Așa cum v-am mai spus și mai devreme, pentru că este joi seara, concurenții sunt chemați rând pe rând la testimoniale, pentru că urmează gala de mâine, începând cu concurenții care se află în cursa de eliminare, Alexandru, Vlad și Albert, și apoi continuând cu ceilalți și inclusiv mamele care sunt întrebate pe cine doresc să blocheze în următoarea săptămână, după cum bine știți, așa că toată seara este petrecută de concurenți în această notă. În seara aceasta, la final de Capricii, concurenții au fost îndemnați de către doamna Gabriela Cristia să meargă la Antena Play și să spună pentru ce își doresc să rămână în continuare în competiție, care este motivul pentru care merită să fie votați să rămână. Și aici mă refer la cei trei concurenți, evident, care sunt în cursa de eliminare. Prin urmare, vă întreb și pe dumneavoastră: cine vă doriți să rămână în continuare în competiție, sau cine credeți că merită să părăsească în acest moment Casa Mireasa, pentru că nu-și mai are rostul în această emisiune dintre cei trei băieți aflați în cursă, respectiv Albert, Vlad și Alexandru.